N-am mai făcut o recomandare de anul trecut. N-am mai simțit nevoia de a face o recomandare de film, deși mă gândeam să încep să filmez poate niște chestii în avans, poate filmez niște desene, niște filme, dar ce drept să vă zic, nu prea am văzut multe filme. Aseară am reușit și o să văd un film într-o lungă perioadă de timp, deci film cap-coadă și să-mi și placă. Filmul este oricum în descriere. Iar o temă chinezească, temă cu spirite, cu lumea spiritelor. Oricum, e un desen fain. Mie îmi plac desenele dublate în română, așa că desenul vostru este în descriere, dublat în română, nu prea, nu știu cum să zic. Da, îmi plac anumite desene care sunt în engleză, pentru că am ajuns, nu știu, cumva la un moment dat, mă uitam la ceva desene sau mă uitam la nu știu ce și îmi dădeam seama că, băi, eu înțeleg cam tot ce zice. Chiar dacă there are some times when I don't know what the fuck I need to answer. Filmul se numește Roșu aprins. E cu o fetiță faină, cu mama sa care e un urs, cu chestii faine. Mi-a plăcut. Deci a fost super fain. Da, la final, lacrimogen. Și chestii de-astea, da, chiar e mișto. Chiar e mișto. Așa că nici nu știu dacă o să fac vreo, să continui cu recomandările de filme, că habar n-am ce să fac. Dar pentru ziua de astăzi, mergeți în descriere și uitați-vă la desenul ăsta, pentru că își merită timpul și chiar e fain. Nu știu, eu m-am uitat cu Dominic și cu nevastă mea care îl văzuse deja. Dacă mergeți, uitați-vă și o duminică faină să aveți. Și ne mai auzim poate cu altă recomandare. Nu recomand nimic. Nu știu. Așa că, duminică faină și filmul tău cu ursul, ursul roșu, panda roșu, este jos în descriere. Așa că, jos în descriere cât am să încerc să-l pun și în comentarii. Așa că, bye! Duminică faină!